Am ascultat cu multă atenție ceea ce ați spus. Am crezut că veți avea abordări diferite, că veți folosi argumentele, nu veți folosi jignirile. Dar se pare că este un scenariu pe care îl repetați de fiecare dată când este o moțiune de cenzură. Ați vorbit despre ordonanțele de urgență. Vreau să vă reamintesc că probabil nu știți acest lucru, sau nu vreți să-l știți, sau nu vreți să-l acceptați. Într-un an de zile, guvernul Cioloș a dat 114 ordonanțe de urgență. Guvernul Boc a dat 130 de ordonanțe de urgență. Guvernul Dăncilă a dat 114 ordonanțe de urgență. Dar există o diferență. Guvernul Dăncilă nu a făcut ceea ce a făcut guvernul Cioloș. Nu a modificat 151 de articole într-o singură noapte din codul penal și codul de procedură penală. De ce folosiți, domnilor, dublu standard? De ce spuneți numai ceea ce vă convine și nu acceptați realitatea? Eu cred că ați fi mult mai credibil și ați da dovadă de mai multă de onestitate, nu în fața noastră neapărat, dar în fața oamenilor care se uită la noi. Doamna Turcan, vorbiți de ignorarea votului oamenilor. Noi am învățat din acest vot. Am văzut care sunt greșelile și nu le repetăm. Însă dumneavoastră ignorați votul românilor. Românii au votat în 2016 pentru o majoritate PSD-ALDE în Parlamentul României, tocmai pentru a guverna această țară. Încercați să faceți diferența între votul la alegerile parlamentare, votul la alegerile europarlamentare, votul la alegerile locale. Am să rog pe cineva să vă explice semnificația fiecărui vot, pentru că văd că nu puteți să faceți diferența. În același timp, mai ușor cu amenințările, stimată doamnă. Știu că puteți să vă dați doctoratul în plângeri penale, pentru că faceți acest lucru pentru tot ceea ce nu vă convine. O să faceți plângeri penale împotriva tuturor celor care nu v-au votat și nu o să voteze niciodată pentru că nu inspirați încredere. Aceasta este metoda pe care vreți să o folosiți. Acest lucru înseamnă democrație. Cine nu este de acord cu mine este împotriva mea și îi fac plângere penală, mai mult, poate chiar de înaltă trădare, pentru că ne-am obișnuit cu acest lucru. Și atunci mă întreb, cum reprezentați dumneavoastră această țară? Cu plângeri penale împotriva primului ministru pentru un parteneriat strategic cu altă țară? Acesta este modul dumneavoastră de abordare? Așa vreți să-i convingeți pe români că sunteți mult mai buni pentru a conduce această țară? Am spus și repet, oamenii nu apreciază ura, nu apreciază jignirile. Aș fi vrut să veniți cu argumente. Cred că ar fi fost mult mai bune. Și dacă tot vorbiți de partide mici, partidulețe, cum le spuneți, cred că faceți referire la partidul care v-a promovat, la PDL, în niciun caz la PSD. Ați devenit mult prea devreme aroganți, iar această aroganță vă va duce la pierzanie, la fel cum a făcut și altă dată. Ne vom vedea la următoarele alegeri generale și vom vedea dacă veți vorbi în același mod. Nu este o amenințare, este încrederea pe care putem să o generăm din partea oamenilor. Este încrederea pe care oamenii ne vor da pentru ceea ce facem, nu pentru jignirile pe care dumneavoastră le aduceți de fiecare dată în prim plan, pentru că nu aveți argumente, nu aveți un program de guvernare, lucru de altfel recunoscut de domnul Câțu. A spus, nu avem un plan de guvernare, noi vrem doar să reparăm greșeli. Deci dacă nu aveți un plan de guvernare, un program de guvernare,
cum vreți să guvernați această țară. Domnule Barna, pentru interesul dumneavoastră, pentru interesul electoral, chiar sunteți în stare de orice, să duci în derizoriu rezultatele președinției Consiliului Uniunii Europene, nu vă face cinste. Este recunoscut acest rezultat de către toate statele membre și nu numai. Toți au apreciat modul în care am gestionat această provocare, prima provocare pe care a avut-o România de acest fel. Până și acest lucru dumneavoastră vreți să-l ignorați. Acest lucru nu este al premierului Dăncilă, este al acestei țări. La nivel european nu spune guvernul României sau premierul României, spune România a avut o președinție rotativă foarte bună. Și cred că de la aceste lucruri trebuie să plecați. Domnule Pașcan, faceți o gravă confuzie. Încă o dată, noi am înțeles ce ne-au transmis românii, dar dumneavoastră nu. Dumneavoastră nu sunteți în Parlament în urma votului de la europarlamentare, erați în Parlamentul European. Încercați să faceți diferența, dacă nu puteți, vă ajutăm noi. Dacă jigniți, să nu credeți că sunteți mai puternic, înseamnă că nu aveți argumente. M-am obișnuit cu aceste lucruri, în rest eu nu am să jignesc, pentru că am bunul simț și am cei 7 ani de acasă. Iar tocmai acest lucru arată că noi suntem mult mai puternici decât dumneavoastră, pentru că nu recurgem la aceleași metode. Domnule Viziteu, este jenantă abordarea dumneavoastră. La asemenea afirmații, credeți-mă, nu pot să mă cobor și să dau un răspuns. Sunt sigură că Partidul Social Democrat rămâne în istorie pentru deciziile bune pe care le-a luat pentru români. Pentru că de fiecare dată nu a luat nicio decizie împotriva românilor. Alții au făcut-o și românii nu uită. Dar dumneavoastră veți rămâne în istorie prin ura pe care ați adus-o în societatea românească. Și acest lucru va fi taxat de către români. Sunt foarte multe lucruri de spus. Am crezut că vom avea un dialog constructiv. Am crezut că veți veni cu lucruri care efectiv le putem prelua, dar ați venit cu aceeași modalitate de lucru, cu jigniri, cu acuze, cu dorința de a elimina anumite lucruri, fără a pune nimic în loc. Eu nu vorbesc cu tu, n-am să zic niciodată Câțu, o să spun domnule Câțu, pentru că eu cred că atunci când respecti, ești mult mai respectat de cei din jurul tău. Dumneavoastră trebuie în primul rând să învățați să respectați. În altă ordine de idei, cred că vă uitați în oglindă când spuneți aceste lucruri. Nu am avut niciodată probleme penale, nu am probleme penale și nu judecați oamenii decât atunci când sunt... Acest mod de abordare arată tocmai cum nu trebuie să fie un membru al Parlamentului României. Este jenant și nu o să mă cobor atât de jos. Am încredere că cei care doresc binele României și binele acestei țări, cei care cred într-adevăr în români, cei care vor ca această țară să aibă stabilitate și predictibilitate, nu vor vota această moțiune de cenzură. Vă mulțumesc!